Ilie Cristian Timoficiuc a fost numit la finele săptămânii trecute președinte interimar al Organizației Municipale Suceava PMP. Decizia a fost luată în forul de conducere al filialei județene cu unanimitate de voturi. Acesta este consilier ales pe listele PMP în cadrul Consiliului Local al Municipiului Suceava începând din anul 2010, iar de profesie este economist. Activitatea profesională de până acum a tânărului președinte al organizației municipale se remarcă prin afaceri de succes în domeniul construcțiilor și în domeniul Horeca. Acesta activează în antreprenoriat de peste 16 ani, oferind de-a lungul timpului 10 de locuri de muncă pentru suceveni, în cadrul companiilor pe care le conduce. Nu am făcut politică până în anul 2020. Am ales să intru în echipa PMP acum mai bine de 2 ani, pentru că mi-a plăcut echipa tânără și plină de entuziasm pe care am cunoscut-o aici, dar și activitatea lor de până atunci și proiectele pentru care luptau pentru suceveni. M-am implicat activ de atunci și până acum în tot ceea ce înseamnă viața de partid și așa cum am reușit să fac și în business, îmi doresc să fac din echipa noastră de la municipiu una și mai performantă. Știu ce înseamnă spiritul de echipă și știu ce înseamnă să motivez și să coordonez oamenii. Eu am toată încrederea că până în 2024 voi reuși, alături de colegii mei, să strângem rândurile și să demonstrăm că suntem o echipă puternică, unită, o alternativă reală și credibilă în slujba sucevenilor.